Bine v-am regăsit, salutare tuturor la un nou daily vlog de joi. Moto daily vlog, dacă pot să zic așa. Și ce pot să vă zic, că astăzi vom încerca din nou să vedem un 0-100 puțin mai rapid decât prima dată când am încercat ieri. Și o să încerc să ies puțin pe autostradă, să vedem și un max speed la KTM 390 Duke. Și să vedem cum se comportă și la viteze mai mari de oraș. Poate vă ajută și pe voi când vreți să vă cumpărați un motor. Rămâneți cu mine și haideți să vedem ce se întâmplă. Haideți să vedem din nou ce se întâmplă. O să mai încercăm un 0-100, două încercări măcar, să vedem dacă scoatem un timp mai bun decât ieri și cam care ar fi timpul să ne apropiem de specificațiile producătorului de aproape 5 secunde. Și o să vă prezint și o aplicație pe care eu o folosesc la drumuri mai lungi. Se numește Yamaha MyRide și e foarte ok. O să vă arăt și aplicația după ce mă joc puțin pe drumul ăsta când o să fie mai liber. Hai să-i dăm drumul, să vedem ce se întâmplă. Poate Duke de 390. Voi să nu faceți ca mine dacă nu vă asumați riscurile. Și să-i dăm drumul să vedem un max speed Duke 390 2021.
Gata cu distracția. Mi-a apărut low level fuel. Trebuie să mergem să alimentăm și o să dau drumul și la aplicație, cum v-am zis. Aceasta este Yamaha MyRide, se numește. KTM Duke 390 este motorul meu de acum. Aici am toate ieșirile mai lungi, pentru că o folosesc la ieșiri mai lungi. Profilul, motoretele, iar la more, find the dealer, settings, privacy, contact și delete your account. Go ride. O să-i dăm start writing. Am și active ride time, care reprezintă timpul efectiv de mers pe motor, cât și un total time, timpul total de când aplicația a fost pornită. Distanța, viteza, altitudinea, viteza medie, iar aici este o setare foarte interesantă. E lean angle, unghiul de înclinare al motoretei, care funcționează doar în mers, și accelerația. Și haideți să vedem cum funcționează în mers. O să mergem să alimentăm motorul. Nu cred că o să funcționeze lean angle-ul la mine, deoarece îl am pe un suport quad lock, care are antivibrații, un accesoriu, și nu mi-a exact înclinarea motoretei din cauza acelui accesoriu. Dar înțelegeți voi cum funcționează. El se mișcă. Cam atât a fost pentru azi. Cred că am prins în jur de 153-154. Eu consider o viteză decentă pentru un 390. Eu am cam 1,76 m înălțime și îmbrăcat cum sunt acum, în jur de 90 de kilograme. Am un ghiozdan în spate, că am fost puțin la cumpărături, 2-3 kilograme, cu full-ul făcut. Cam atât a putut ea. Este o motocicletă sportivă, este foarte inconfortabil de mers la viteza aceea, iar, să zic așa, o viteză de croazieră și confortabilă și super ok la consum, undeva la 100-110 la oră, chiar se comportă foarte bine. Atât pentru azi. Dacă v-a plăcut videoclipul, un share, like and subscribe. O zi minunată să avem și la revedere!